Laura Codruca-Kövesi, distrus de Victor Ponta, fostul premier s-a dezlănțuit, minte de îngheacă apele. Lumea politică e dezlănțuit pur sublinierei simplu la adresa subliniere feidna, Laura Codruca-Kövesi. I fostul premier, Victor Ponta, face acuzații extrem de dure la adresa lui Kövesi. Acesta a vorbit despre protocolul se.re.i.parchet, dar sublinierei despre un celebru dosar al său de la DNA. Minte de îngheacă apele. Nu subliniere tie ce înseamnă coincident, a acuzat Ponta în direct la TVR, la emisiunea lui Ionuc Cristache. Dar asta nu e tot. Ponta a dezvăluit ce s-a întâmplat în 2015, atunci când era premier, iar PNL a depus moțiune de cenzură împotriva guvernului său. Joi la prânz, opoziția de atunci i-a spus ce strânge semnături pentru moțiune, subliniere i-au depus-o. Eram la RUSET, m-a sunat un che subliniere elu de la fabrica de sport, subliniere i mi-a zis mâine la 10 să mă prezint la DNA pentru calitatea de suspect. I-am spus lui Franz Timmermans, care era subliniere el la ruse, ce am fost chemat la DNA. Am fost chemat fix în ziua mociunii la DNA, în 2015. La 10 am fost la DNA, la 11 aie, subliniere IT Klaus Iohannis la declarații, la 12 a fost mociunea de cenzură, a mai spus Ponta la TVR.